definim eșecul și de ce este acesta important? Ce cauzează eșecul? Cum îl depășim și ce ne poate învăța acesta? Ce se află dincolo de eșec? Știm cu toții că eșecul este o parte a succesului, dar nimeni nu vrea să vorbească despre el. Dacă eșecul este atât de important, de ce nu vorbim despre el? Este eșecul cheia către succes? Putem avea succes fără să eșuăm? Vom afla de la invitații noștri cum transformăm eșecul într-o experiență a procesului de învățare și cum folosim inteligent eșecul pentru a genera succes în următoarele proiecte. Eșecul. Vezi, sunt foarte multe definiții ale eșecului, pe care, bineînțeles, că le-am citit și eu și mi-au trecut prin mână și prin fața ochilor, dar nu cred că există o definiție general valabilă a eșecului. Totuși, dacă ar fi să definesc eșecul, aș spune că este o combinație interesantă între oportunitate, zonă șoc sau perioadă șoc a vieții, oportunitate și putere sau afișarea puterii. Ce vreau să zic? Este că în momentul în care treci printr-o perioadă care este grea și asta îți promit că o să ți se întâmple indiferent ce faci, deci nu e o întrebare dacă va fi greu, ci spunem doar când va fi greu, în momentul în care treci printr-o astfel de situație, adu-ți aminte că intersecția dintre situația asta, oportunitate și afișarea puterii sau capacitatea de a rămâne drept, o să te ajute să ajungi mai ușor la ceea ce dorești. Deci eșecul este o intersecție, aș zice asta, dacă e să definez pe scurt. Și mi-aduc aminte aici de un vers al lui Nicolae Iorga, care spunea că atunci când îți este greu, stai drept. La fel, un alt vers al lui Minulescu sună foarte, foarte interesant și, de fapt, e o întreagă strofă care sună cam așa. Când simți că necazul sau greul te paște smulgându-ți din suflet credința, așteaptă-ți tăcut biruința și candela minții nu-ți stinge. Deci, eșecul ce este? O intersecție. Păi, în primul rând, plecăm de la premisa că, într-adevăr, este important. Pentru că se poate să nu fie important. De ce spun asta? Spun asta pentru că, vezi, unele dintre perioade pe care le considerăm grele și la care ne raportăm în sensul de percepție, noi percepem că e o perioadă grea ce ni se întâmplă și o punem în partea asta a eșecului, unele dintre aceste perioade nu sunt totuși atât de importante. Ar trebui să fie mai ușor trecute, lăsate un pic la o parte. Am scris un articol zilele trecute despre iertare și are perfectă legătură, o să-ți explic imediat despre ce este vorba. În momentul în care ierți cu adevărat ceva sau pe cineva, vei vedea că apare un soi de liniște sufletească, un soi de liniște mentală. Deja nu mai consumi energie acolo. Dacă ai un eșec, o perioadă grea peste care încă nu ai trecut și pe care nu ai iertat-o tu cu tine, s-ar putea să consumi energie degeaba acolo. Deci este eșecul sau nu important? A zice că depinde. Sunt unele eșecuri care trebuie să fie date la o parte, gata, am trecut peste ele, le-am iertat, le-am depășit, sunt liniștit, sunt echilibrat. Sunt unele eșecuri care sunt importante și aceste eșecuri care sunt importante le punem în ghilimele. De ce? Pentru că ele sunt de fapt niște trepte. În teoriile de dezvoltare personală se spune că totul se acumulează liniar și în momentul în care ajungi la un punct important, faci o creștere foarte mare la următoarea treaptă. Și deci, totul se acumulează, ai impresia că stai pe loc, că atunci când înveți limba engleză, înveți, înveți și tot nu vorbești bine, înveți, înveți și tot nu vorbești bine. Dar există un declic, un punct, când te trezești că da, eu te înțeleg mai bine, pot să vorbesc mai bine. Ce e important? Să rămâi acolo. Dacă te oprești și consideri că e un eșec pentru că încă nu ai învățat ce trebuie, iată că ai pierdut. De aceea, eșecul cu ghilimele înseamnă de fapt un soi de așteptare pentru a te duce la următoarea treaptă și da, atunci este important această așteptare numită eșec.
Da, uite, o să zic o chestie care de altfel o părere absolut personală. Cred că se vorbește foarte mult despre eșec, cel puțin în ultima vreme. Și cu ocazia asta vă felicit și pe voi pentru că ați ales să faceți, iată, un demers despre eșec. Deci, se vorbește despre eșec. Cred că dacă este să vorbim despre o greșeală în abordarea eșecului, este faptul că vorbim despre eșec în șoaptă, ca și cum s-a întâmplat ceva rău. Se spune în poporul român despre morți numai de bine. Un eșec nu este cineva care și-a pierdut viața. Un eșec este un moment, o intersecție, așa cum ziceam mai devreme, este o formă de așteptare a rezultatului. Un eșec este un soi de pregătire pentru a ajunge unde trebuie. Și atunci, se vorbește despre eșec, însă nu în registrul în care cred că ar fi normal să se vorbească. Cum ar trebui să se vorbească, dacă ar fi să-mi pun eu mie o întrebare? Păi, ar fi normal să se vorbească ca despre o structură care construiește ceea ce e necesar în ceea ce avem nevoie. Nu neapărat ce dorim. Pentru că știi, în viață ți se mai întâmplă câte ceva și zici, nu este ce voiam. Da, dar vezi că s-ar putea să fie ce ai nevoie. Și în momentul în care te uiți prin această prismă la lucrurile care s-au petrecut, s-ar putea să înțelegi că abordarea despre eșec este arhi necesară în registrul pozitiv, rațional, echilibrat. Nu trebuie să vorbim pe șoptite despre eșec, ci să-l înțelegem. Greșeala este o formă de a îmbunătăți ceva. Forma aceasta de a îmbunătăți acel ceva spre care te îndrepți se va construi în măsura în care observ ce n-am făcut data trecută, nu? Pe cale de consecință, cu cât observ mai bine ce mi s-a întâmplat la modul de neajuns, voi putea să ajung mai ușor la ce-mi doresc. Îmi place foarte mult întrebarea asta, pentru că e ca și cum m-ai întreba ce cauzează viața. Păi eșecul este sine qua non, este subînțeles vieții. Totul, parcă registrul ăsta de a ajunge la succes are la bază seria de eșecuri, cu ghilimele, necesare. Uită-te la un copil. Cum învață un copil să meargă? Păi prima dată merge de-a bușile, nu? După aceea se ridică, mai merge un pic, cade, iarăși se ridică, iarăși cade. Și ce sunt astea? Toate acestea sunt, dacă vrei să le privești așa, eșecuri. Dar aceste eșecuri sunt, de fapt, construcția pentru rezultat, pentru a putea să meargă. Deci, este, cum să ne uităm spre eșec? Păi să ne uităm spre eșec din perspectiva ideii că e subînțeles vieții. Nu înseamnă că noi suntem un eșec, ci înseamnă că toate aceste piedici, cu ghilimele, toate aceste neajunsuri sunt arhi necesare pentru a ne construi pe noi înșine și pentru a ne adapta la ceea ce înseamnă realitatea. Da, vezi, am putea să discutăm foarte mult despre succes. Poate faceți un episod și despre succes. Da, potrivit cu ce am zis până acum, eșecul este o parte pregătitoare a succesului. N-aș spune neapărat că este cheia. Uite, sunt scriitori în lumea asta care au primit premiul Nobel pentru literatură. E un scriitor care a primit premiul Nobel pentru literatură pentru prima carte pe care a publicat-o. Adică e ca și cum ai câștigat la loz împlic 1.000.000 de euro. Stai, tragi un bilet și deja ești cel mai bun. Asta i s-a întâmplat lui William Goldwyn. Este un scriitor de limba americană care a scris o carte care se numește Împăratul Muștelor. Omul ăsta a scris această carte, a luat Nobelul pentru literatură, după care a mai scris niște cărți. Dacă e să mă întrebi, acelea sunt niște eșecuri, ce a urmat după. Prima a fost un succes. A avut nevoie de un soi de pregătire pentru a ajunge la succes în sensul de eșec? Răspunsul meu este nu. Deci, nu spun neapărat că eșecul este o cheie a succesului. Nu, nici pe departe. Dar este un material pregătitor pentru a ajunge la succes și nu este o promisiune.
Adică ai eșec, vei avea succes. Nu-ți promit. E nevoie de mai multe eșecuri pentru a ajunge la succes? Habar n-am. Se poate să reușesc din prima? Da. Dar e atât de rar încât nu merită să bagi în seama. Deci, pregătește-te să îți construiești rezultatul și așteaptă-te să depui efort, să te dedici, să muncești, pentru că așa vei ajunge la succes. S-ar putea să apară și niște puncte de eșec pe acolo. I don't know. Dar nu este o cheie. Da, răspunsul este da, așa cum ți-am zis, dar îmi place să zic asta, e o chestie de business foarte drăguță, care spune, unele lucruri se întâmplă aproape fără să te pregătești, dar se întâmplă atât de rar încât nu merită să te bazezi pe ele. Ce vreau să spun? Uite, e la fel ca în vânzări. Vor fi niște clienți care întotdeauna vor cumpăra de la tine, indiferent de cât de prost faci vânzarea. Vor fi niște clienți care nu vor cumpăra de la tine, indiferent de cât de bine faci vânzarea. Cu cine lucrezi? Cu cei care sunt la centru? Cu cei care încă nu s-au hotărât și așteaptă ca tu să faci un pas important spre ei? Și atunci, vezi cum să ajungi la succes? Păi, e vorba de muncă, dedicație, ce am zis mai devreme, dar în același timp, ce cred că este important și am învățat în viața de zi cu zi, e să înțeleg că fiecare piedică, mă feresc să pronunț cuvântul eșec, fiecare piedică e un fel de joc, știi? Cât de mult reziști și să mergi mai departe, cât de mult te ține, până la urmă mă exprim așa ca în cartier, cât te ține pe tine, cât reziști. E o replică foarte frumoasă, nu mai știu în care Rocky, că au fost foarte multe de Rocky, sunt 6-7, nu știu câte sunt, dar la un moment dat personajul principal spune, viața nu este despre cât de tare poți să dai, ci despre cât de mult poți să înduri și să mergi mai departe. Cred că despre asta este vorba. I-aș învăța pe cei care ne ascultă acum să nu depășească eșecul. Să asume eșecul. Ce înseamnă să asume eșecul? Să înțelegi ce s-a întâmplat. Cele mai multe dintre trăirile negative pe care le avem în relațiile familiale, în relațiile emoționale, în business, în relațiile de afaceri, cele mai multe se repetă. Nu știu dacă ați observat, se repetă. De ce? Pentru că, de fapt, noi le-am depășit, dar nu le-am înțeles. Și atunci ești condamnat, e ca la istorie. Zice, ce înseamnă istoria? Cei care nu o cunosc sunt condamnați să o repete. Cei care nu înțeleg eșecul, în sensul că nu l-au asimilat, nu l-au înțeles, n-au priceput de desubtul, resortul care a dus acolo și ce a urmat după, sunt condamnați să repete. Și atunci este un perpetuum mobile de speța întâi care se tot învârte prin sine și care nu va fi depășit decât în momentul în care înțelegi care este resortul care îl alimentează. Eșecul trebuie să fie depășit, a zice că nu neapărat, sau mă rog, poți să-l depășești, dar și mai important de atât este să înțelegi ce anume te-a adus acolo. Se spune despre români că dacă au o perioadă grea, un eșec, se apucă de băut. Dacă au o perioadă bună, un succes, se apucă de băut. Și atunci nu e nimic rău în asta, doar că ar trebui adăugat ceva. Și acest ceva este de fapt o întrebare care sună pe cât de simplu, pe atât de puternic. Întrebarea este, de ce? Și în momentul în care am răspunsul la acest de ce, de ce mi-a fost rău, de ce mi-a fost bine, de ce am avut succes, de ce a fost eșec, de ce nu am mers, de ce a funcționat, și am și răspunsurile, voi ști cu certitudine ce să nu mai fac și ce să iau din nou. Și în momentul în care înțeleg că toate aceste răspunsuri pe care le primesc din această întrebare splendidă numită de ce, care este întrebarea copilăriei, și de care ar trebui să ne aducem aminte ca adulți, când adunăm toate aceste lucruri și căutăm să le punem într-un registru rațional și de logică, de înțelegere, este nevoie să mai ținem seama de un singur aspect. Totul este în mișcare. Adică ce a funcționat ieri nu mai e neapărat clar că va funcționa și astăzi. Și aici apare instinctul pe care ți-l poți dezvolta, îl poți pune la treabă în măsura în care îl încurajezi. E la fel ca și cum ai întreba ce este dincolo de viață.
Nu vreau să se înțeleagă faptul că viața este egal eșec, nu asta spun, ci vreau să spun că eșecul, învățarea prin greșeli, învățarea prin tatonare, este o particularitate atât de clară a existenței noastre încât nu ne putem disocia de ea. Și atunci, dincolo de eșec, a spune că e nimic. Pentru că în momentul în care nu mai greșesc, deja m-am coagulat, m-am strâns. E un film teribil al lui Andrei Tarkovski, care nu mai e acum foarte urmărit, acest mare regizor rus. Filmul se numește Călăuza. Și acolo apare o scenă la un moment dat în care se vorbește despre cum copacii ajung să se calcifieze, să rămână pe loc, să nu mai crească. Și replica pe care o dă personajul principal de acolo spune, este asta, zice: observă că în momentul în care devine mai puternic, în sensul în care se cristalizează, de fapt a murit. Și tot ce nu mai e mișcare, deci nu mai e flexibil, de fapt nu mai există. Și la fel și în natură, totul se transformă în încetate. Nu poți să spui, am ajuns aici și dincolo de asta nu mai e nimic. Pentru că dacă am ajuns aici și m-am oprit, dincolo de asta nu mai e nimic, de fapt eu nu mai sunt. Viața înseamnă mișcare continuă, cu suișuri și coborâșuri. Bine, îți alegi acum, vrei să urci sau să cobori, dar iluzia că rămâi pe loc la un moment dat este de fapt o promisiune a ideii că te oprești de altfel din a fi. Dincolo de eșec, nu e nimic, pentru că eșecul este parte integrantă a vieții. Cu toții ne așteptăm să reușim în tot ce ne-am propus, dar eșecul este o parte inevitabilă a vieții profesionale, sociale și personale, pe care trebuie să învățăm să o îmbrățișăm dacă vrem să atingem potențialul maxim. Eșecul a contribuit la construirea celor mai mari companii și a celor mai importante averi din întreaga lume și este considerat obiceiul secret al multor antreprenori de succes, sportivi, politicieni și vedete.